Șefa Serviciului Stare Civilă ne-a mărturisit că de-a lungul anilor activitatea serviciilor de stare civilă a devenit tot mai solicitată în rândul cetățenilor. La fel, doamna Elena Grosu ne-a oferit câteva informații despre lucrul efectuat de către angajații oficiului anul trecut și despre momentele îmbucurătoare și nu prea. Menirea Oficiului Stării Civile Drochea, de altfel ca și altor oficii, este de a înregistra la timp și calitativ actele de stare civilă. Mari planuri pe viitor nu ne facem, deoarece ce se întâmplă, aceea înregistrăm. Este îmbucurător faptul că mulți cetățeni care se află peste hotarele Republicii își înregistrează nașterea copiilor la noi în raion. De asemenea, și multe cupluri care își înregistrează căsătoriile peste hotare vin și fac înregistrările de asemenea la noi în raion. Este regretabil faptul că foarte mulți cetățeni, zic foarte mulți, asta e număr de 34 pe anul 2014, au decedat peste hotarele Republicii, fiind la lucru peste hotare. Vreau să zic că pe parcursul anului 2014, de către Oficiul Stării Civile, Drochea, s-au făcut măsuri, s-au întreprins măsuri, ceea ce ține de familie, de promovarea familiei. La organizarea noastră în primăriile Pervomaisc, Maramonovca, Petrieni, Pelenia, Șuri au fost înregistrate cupluri jubiliare. În total, 54 de cupluri au fost înregistrate în aceste primării. A fost o sărbătoare foarte frumoasă de suflet. De asemenea, un lucru mare s-a dus în privința pasportizării. În colucrare cu biroul de pașapoarte au fost pasportizați cetățenii care acum se află, au avut pașapoarte ex-sovietice și au trecut la automatizare în noul an, adică toți sunt pasportizați. În comparație cu anul precedent, totalurile anului 2014 sunt mai pozitive în ceea ce privește situația demografică în raion. A crescut numărul căsătoriilor și nașterilor înregistrate și respectiv s-a micșorat numărul deceselor și divorțurilor. Aceste rezultate demonstrează că situația din raion se îmbunătățește. Dacă îți facem o comparație cu anul trecut, starea demografică a crescut. Au crescut numărul nașterilor, au crescut numărul căsătoriilor, au diminuat puțin numărul deceselor și au diminuat numărul divorțurilor. Dacă în cifre să arătăm, s-au născut anul 2014 702 copii în cadrul raionului. S-au căsătorit 586, din păcate au decedat 1222, dar asta este mai puțin decât în anul 2013. Și au divorțat de asemenea, din păcate, 283 de cupluri. Locuitorii orașului s-au dat cu părerea vis-a-vis de rezultatele înregistrate în cadrul Serviciului Stării Civile Drochea în anul 2014. Asta-i bine, dar eu nu știu, nu duc cont de așa ceva, dar asta-i bine. Dar... Știți, îmi pare că ultimul timp oamenii nu prea divorțează oficial din cauza că e cam prea multe probleme cu documentele, cu chestii de astea, da? În privința copiilor, cred că totuși oamenii încep să trăiască mai bine. Necătând la faptul că în țară e o mizerie, așa să luăm la nivelul guvernului și restul, oamenii, așa e Moldovanul nostru, rupe, face, trăiește bine. Și cred că de asta și-au crescut și numărul de nașteri și de căsătorii și restul. Конечно, хорошо. Вообще, и для района нашего, чем больше детей, тем лучше. De curând, angajații Serviciului Stării Civile oferă un nou serviciu, înregistrarea nou-născuților nemijlocit la maternitate. Anul 2015 a început cu 47 căsătorii și 15 divorțuri, cu 61 de nou-născuți și 116 decese înregistrate în raion.